Au fost depistate cazuri de COVID-19 în rândul cadrelor didactice care predau acolo. Este vorba despre școala centrală și despre grădinița Zâna Florilor, acolo unde elevii vor învăța de acasă, cel puțin 2 săptămâni de acum înainte. O să dezbatem toate aceste probleme care pare din nou că ne-au luat prin surprindere cu invitatul meu de la această oră, jurnalistul Mihai Pelu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, Mihai. Vreau să urmărim pentru început un material cu privire la situația particulară din București, unde în alte 2 unități de învățământ cursurile vor începe în scenariul roșu. Sunt 2 unități de învățământ. Este vorba despre școala centrală și o grădiniță, Zâna Florilor. Așteptăm să se întrunească Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență ca să dea și hotărârea pentru scenariul roșu în aceste cazuri. La acea grădiniță așteptăm definitivarea anchetei Direcției de Sănătate Publică pentru că s-a anunțat abia aseară. După întâlnirea cu inspectorii școlari generali adjuncți din București, Monica Anisie a declarat că nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește schimbarea încadrării în anumite scenarii pentru mai multe școli din capitală. Decizia, a precizat Anisie, va fi luată de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Am avut o întâlnire cu domnul inspector școlar general și câțiva inspectori de sector. De asemenea, a fost prezent și domnul prefect și doamna director de la Direcția de Sănătate Publică. Au făcut o analiză, au reevaluat fiecare unitate de învățământ în parte. Domnul prefect va realiza Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență. Deci se va întruni și acolo vor fi luate decizii. Ministrul susține că elevii nu vor fi afectați de trecerea la scenariul roșu. Pot participa la cursuri în această perioadă în sistem online, așa cum am participat și în perioada în care au fost suspendate cursurile. La fel cum s-au ținut cursurile în stare de urgență, la fel se vor susține și acum. Este foarte simplu, practic, numai că nu cred că am înțeles noi prea bine. De fapt, lucrurile stau fantastic, Mihai Pelu. Situația este foarte bine gestionată. Sunt ironică, bineînțeles. Cum vezi, înainte cu mai puțin de 24 de ore, lucrurile din acest punct de vedere al debutului de an școlar? Am văzut că apar focare, era de așteptat oarecum să se întâmple astfel de lucruri. E greu, dacă nu era pandemia, a fost o săptămână asta înainte de începerea școlilor în care ar fi fost știrile la ca de Crăciun și de Paște. Cu toaletele în curte, cu școlile, autorizațiile ISU, alea de sănătate și așa mai departe. Acum, peste toate problemele astea, care oricum le are sistemul de învățământ românesc, apare problema securizării elevilor de pandemie. Învățământ românesc, care este subfinanțat de 30 de ani în ceea ce privește salariile profesorilor, și învățământ românesc, care a mâncat niște bani, pentru că au tot fost fonduri pentru calculatoare, pentru toate dosarele, Microsoft 2, Microsoft 1 și așa mai departe. Ce să zic, inventăm, dar nu suntem singurii care inventăm. Prin toate țările s-a ajuns la concluzia asta că trebuie să înceapă școala, nu prea se știe clar cum, nu prea se știe nici măcar științific ce implică începerea asta a școlii. Și luăm ce măsuri ne trec prin cap. Am văzut și eu, nu știu, prin sectorul 6, unde e și grădinița asta, unde a apărut COVID-ul, că pusese primăria niște plexiglasuri pe care își pusese sigla. Vedea copilul așa, cu un ochi pe învățătoare, cu un ochi sigla. Altundeva, adică e o chestiune în care fiecare încearcă din răzputeri să facă ceva. Unii nu se pricep, alții se pricep, alții fac greșeli. Cifrele vor vorbi, în definitiv, după ce va începe școala. Vom vedea exact câte cazuri apar în școli, pentru că atunci va fi relevant, câte școli se închid. Și eu zic că putem să ne așteptăm inclusiv să nu prea ne mai meargă telefoanele în momentul în care o să se aglomereze online ăsta masiv de cursuri online. Deoarece în pandemia, la început, în starea de urgență, a fost ușor facultativă povestea asta cu cursuri online. Dacă acum se trece și vor fi
Deja știu eu, sunt locuri în care există tablete, există telefoane, se sectorul 1, spre exemplu. Absențe pentru elevii care nu vor participa online la cursuri. Adică, de asta spun, nici nu putem pe de cealaltă parte să nu începem școala în condițiile în care un scenariu optimist, într-un scenariu optimist de virusul ăsta scăpăm prin iunie anul viitor și într-un scenariu pesimist prin noiembrie anul viitor. Nu putem să lăsăm copiii să le tăiem un an din viață, știu eu, mai ales că sunt unii ani terminali, sunt o mulțime de probleme. În ceea ce privește, am văzut universitățile, până în momentul ăsta discuția este exclusiv de online. Acolo e și mai simplu. SNSPA-ul și ASE-ul deja au trimis comunicate de presă prin care au anunțat că... Acolo e mai simplu, că studentul știe ce are de învățat, își ia de învățat, se uită la curs, cam aia e povestea. La școli e greu, pentru că sunt mai ales clasele 0-4, ce online să faci cu copiii la vârstele astea. Să vedem, e de studiat. Vor fi o mulțime de schimbări în perioada următoare, că dacă vezi că ți se închid 7-80 școli în prima săptămână de activitate, e clar că nu poți să menții prezența fizică în clase. Nici nu avem spații multe. Oricum erau școli care aveau câte 3 serii de elevi și se învârteau. Acum ce să le faci? Sunt 30-35 de copii în clase. Avem și problema asta generală și în București și în alte mari orașe cu școlile bune și traversează unul tot orașul să-și ducă copilul acolo, pentru că școlile care sunt în proximitatea lui spațială nu sunt atât de bine dotate, nu au niște profesori care se implice. Asta e o problemă, spre exemplu, legată și de traficul din București în mod general. Dar toate astea ies în evidență pe fondul ăsta de pandemie și rămâne numai să analizăm cifre. Așa. Bun, dar în teorie lucrurile arată foarte bine. Mă refer aici la faptul că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ca într-o unitate de învățământ să existe 2-3 cazuri de COVID, un mini focar, se închide școala, da, și elevii învață de acasă. Asta s-a întâmplat peste tot în lume, dar la noi în România e puțin mai complicat pentru că nu au toți elevii acele device-uri. Nu au ajuns tabletele, veșnica problemă, mă refer aici la ultimele 2-3 luni, că ni s-a uscat gura cât am discutat despre tabletele respective. Da, aici sunt două aspecte. Primul aspect, e foarte greu să cumperi tablete în momentul de față, pentru că peste tot în lumea asta și autoritățile centrale și la locale cumpără tablete. E o presiune foarte mare pe producători. Doamne ajută că au ajuns câte au ajuns. Asta e unul la mână. Doi la mână. Într-adevăr, învățământul trebuie să ofere condiții egale și sunt perfect de acord cu acest lucru. Dar nu poți să pedepsești, știu eu, elevii de la oraș, adică să nu începi școala deloc, pentru că există zone în care 30 de ani de zile toți guvernanții nu și-au făcut datoria. Nu poți să spui nu încep școala că am unele zone în care n-ajunge internetul sau în care intră internetul de la sârbi, de la bulgari, de la ce mai e prin jurul nostru. Sau nu au venit tabletele că n-au ajuns și asta e problema și atunci să nu începem școala pentru toți. Nu poți să-i pedepsești pe aia care au acces la internet și să zici nu începem ca să fie egalitate. Într-adevăr, e o situație foarte gravă. Se creează o discrepanță între zonele dezvoltate și zonele mai puțin dezvoltate, dar în același timp nu poți să faci nicio discriminare de asta pozitivă, în sensul să zici, domnule, nu poate unul, nu face nimeni școală sau nu, unde se poate ar trebui să facă școală în măsura în care se poate, în măsura în care nu există cazuri, când există cazuri pe online, să se regândească că probabil dacă se întrerupe de multe ori școala, nu o să se treacă prin toată programa, cum s-a întâmplat și anul trecut, să se regândească povestea asta și cumva să se distribuie materia de așa manieră încât să nu se piardă anul. E foarte important, pentru că noi mai avem aproape un an în care va trebui să trăim cu virusul ăsta. Și dacă nu învățăm să trăim cu virusul ăsta, nu avem ce să-i facem mai mult decât să ne spălăm pe mâini, să stăm cu mască și să sperăm că nu intrăm într-un
contact de lungă durată cu un om care este bolnav. Apropo de asta, te-aș întreba, Mihai, cum vezi această reticiență care a venit din partea unor părinți ce au preferat să-și lase copiii acasă, să studieze online, deși poate unitatea de învățământ unde studiază copilul i-a pus la dispoziție varianta de studiu fizic la școală în condiții de maximă siguranță, distanțare și toate cele. A rămas la latitudinea părintelui să decidă și au fost foarte mulți cei care au optat pentru rămânerea copilului acasă, să învețe cu laptopul în față. Sunt o fel de trenduri. Se creează trendul, domnule, să nu ne ducem acasă. Sunt alții care, știu eu, au bunici care sunt bătrâni și zic, nu mi-asum riscul să duc copilul la școală, să vină să îmbolnăvească bunicii. E oarecum normal. În același timp sunt și foarte multe trenduri care se formează așa, ghidat în social media, cum sunt și alea cu anti-vaccinul sau alte minuni de genul ăsta. Sunt campanii care se duc în sensul ăsta și care pot să fie exploatate și politic și geopolitic în momentul în care se intervine din afara țării pe social media de la noi, care nu are niciun fel de reglementare, nici la noi, nici altundeva. Dar asta spun, că nu poți să spui neapărat că părintele respectiv a făcut el așa o analiză SWOT de risc, cum este cel mai bine. O altă problemă foarte serioasă care este, respectând normele impuse de Ministerul Sănătății, after school-urile, adică locul unde își lasă părintele copilul, nu o să poată să funcționeze la aceeași capacitate, o să trească să reducă din numărul de copii. Și se creează problema aia cu copilul care îți termină școala după 4 ore, după 5 ore, și mă refer la copiii de vârstă mică, și trebuie să îi găsească părintele o soluție. Trebuie reglementată cumva și povestea asta cu angajatorii, cu telemunca, angajatorii trebuie cumva încurajați să ofere telemuncă acolo unde pot să ofere telemuncă, pentru că, iarăși la fel, vreun an de zile nu o să fie ca înainte, să lași copilul la after school, să-l iei, după aia o să se creeze tot felul de situații și atunci trebuie centralizat, instituțional, angajatorul să fie determinat să ofere telemuncă asta. Chestiune care iarăși va duce la o altă problemă referitoare la scăderea bruscă a prețurilor de chirii la birouri. Sunt deja situații în care s-au renunțat la 20-30% din capacitatea de închiriere. Au fost firme mari care au zis, domnule, avem 5 etaje, renunțăm la 2, că personalul TESA poate să lucreze și de pe calculator de acasă după 3 luni de experiență de pandemie. Sunt foarte multe manifestări care le vom vedea legate de școală în perioada următoare, din punct de vedere economic și din punctul de vedere al sănătății. Crezi că dacă nu ne aflam în acest context politic, în plină campanie electorală, presați oarecum politicienii să ia niște decizii pentru că peste 2 săptămâni îi cheamă pe români la urne, lucrurile ar fi stat diferit? E posibil să fost decizii diferite. Deși ne aducem foarte bine aminte cum s-a polarizat societatea românească anul trecut, dacă nu mă înșel, în momentul în care a dat zăpada în București și s-au închis școlile 2 zile. Unii spuneau că, lasă, domnule, noi ne duceam la școală și pe munți de zăpadă, alții spuneau foarte bine că vieții copii să-i închidem într-un glob de cristal, să-i ținem acasă. Da, e posibil ca în cazul în care n-ar fost alegeri, să zic, s-ar fi amânat școlile o lună, începerea lor, s-ar fi pregătit un pic altfel, ar fi fost, dar în același timp, dacă n-ar fi fost nevoie de alegeri, poate am fi avut un guvern cu majoritate în Parlament și cu o corespondență sănătoasă pe administrația locală care să gestioneze lucrurile global. Așa, în momentul ăsta, pandemie, ne trezim în Parlament că trebuie ăștia legea spun să se mărească pensiile cu 60%, să mai facem o capcană guvernului. Adică și alegerile sunt important de ținut și după alegeri de avea, în momentul ăla, guvernul care va putea să-și facă majoritate va putea să ia niște decizii fără presiune. Va putea
să-și desfășoare activitatea fără să facă slalom printre diverse glume pe care le face majoritatea în Parlament, care n-are altă problemă decât să râdă de cum trebuie să ocolească guvernul toate minunile astea, cu pensii, cu alocații și cu alte prevederi legislative. De asta spun că dacă am putea să scăpăm repede de alegerile parlamentare, ar fi un lucru extraordinar și în momentul ăla n-ar mai fi o influență a vieții politice în măsurile care trebuie luate. Că sunt tot felul de chestiuni minore ca și măsuri. Dau un exemplu, acum e discuția aia cu chiriile de la spațiile comerciale. Unii zic, domnule, stai că asta avantajează mall-ul, nu e un ajutor pentru chiriașul ăla, pentru proprietarul de spațiu, și tot felul de chestiuni minore care nouă ne scapă au o legătură în faptul că noi acum avem un guvern care nu are o majoritate în Parlament. Avem niște primari care nu mai corespund cu ceea ce este la ei în localitate ca și componentă politică. Așa că da, ca să revin, într-adevăr, e posibil ca dacă nu erau alegerile să se fie amânat școala o lună de zile, dar în același timp trebuie să scăpăm repede, repede și de alegerile locale și de alegerile parlamentare. Și trebuie să ne învățăm să trăim cu acest virus până când se va fabrica un vaccin. Vreau să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, după care vă propun să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în Europa, și anume faptul că mai multe țări membre ale Uniunii Europene cer României să nu organizeze alegeri parlamentare, atenție, alegerile care vor urma în iarnă, pe teritoriul țării, tot în acest țărilor respective, tot în acest context a infectării, riscului de infectare cu noul coronavirus. O să comentăm subiectul în câteva minute, rămâneți aici. Am revenit în direct. Vă spuneam înainte de pauza de publicitate că mai multe țări din Europa recomandă României să nu organizeze alegeri parlamentare pe teritoriul lor. Este vorba în primul rând despre Marea Britanie, Italia și Spania. Acestea nu vor ca românii stabiliți acolo să voteze fizic, ci doar prin corespondență, din cauza pandemiei de coronavirus. Vreau să urmărim un material și comentăm subiectul. România nu se pregătește doar de alegerile locale. Pe 6 decembrie, românii sunt așteptați la urnă să voteze pentru configurația noului parlament. Printre aceștia se numără și mai mulți parlamentari pentru românii din diaspora. Cu toate acestea, există state care nu vor să accepte sub nicio formă secțiile de vot ale românilor. Este vorba în primul rând despre Marea Britanie, Italia și Spania. Acestea nu vor ca românii stabiliți acolo să voteze fizic, ci doar prin corespondență. Asta deoarece cozile interminabile din diaspora ar putea crea noi focare de coronavirus. Avem la acest moment o inițiativă legislativă trecută de Senat, în care este prevăzută prelungirea înscrierii de la data de 21 septembrie până pe 21 octombrie. Singura procedură, într-adevăr, se pare că la aceste alegeri va fi votul prin corespondență ca procedură sigură prin care cetățenii își vor putea exercita dreptul de vot, deoarece multe state și de la nivelul Uniunii Europene, dar și din afara spațiului european, vor interzice înființarea de secții de votare în afara misiunilor diplomatice, cât și în interiorul acestora. Doar că această formă de exercitare a dreptului de vot nu este agreată de toți românii din diaspora. Anul trecut, aproximativ 30.000 de români au votat la alegerile prezidențiale prin această metodă. Mai mult, termenul pentru înscrierea la votul prin corespondență expiră săptămâna viitoare. Da, începem dezbaterile pe marginea acestui subiect. Mihai Belu, expiră săptămâna viitoare, nici n-am terminat bine cu alegerile locale și iată că avem această problemă. Referitor la reticența românilor de a vota online, nu cred că e atât de reală pe cât e de reală imposibilitatea de a vota online. Asta problemă ne mai lipsea. Da, nu știu, asta e o discuție amplă cu voturile astea online. Într-adevăr, la online va exista tot timpul suspiciunea că s-a întâmplat o magie. Au fost discuții istorice, când luase ghiță să facă sistemul. Sunt discuții și acum pe votul fizic. Are lumea impresia că pleacă votul din secție, intră într-un calculator și acolo se întâmplă o socoteală. Mă surprinde
reacția statelor nostru. Păi italienii au și ei alegeri locale pe care le vor ține anul ăsta. Nu suntem numai noi în situația asta. Păi da, dar poate merg pe principiu că acolo se votează civilizat, știi, cozile din diaspora, adică adevărat sunt istorice. E civilizație foarte mare, prin Palermo, prin Napoli, sunt două zone civilizate ale Italiei, pline de intelectuali, păi aia se împușcă pe stradă la alegeri. La noi e mai așa, mai intelectual, își dau o palmă. Pe principiu, ai noștri sunt ai noștri. Dacă se îmbolnăvesc, nu-i problemă, că îi tratăm să nu se îmbolnăvească românii. Da, adică astea sunt niște atitudini, ce să spun, la care trebuie să fie o reacție fermă din partea Ministerului de Externe. Atitudinea asta. Englezii erau, până acum ceva vreme, au fost ultimii care au jucat cu spectatori la fotbal. Era Boris Johnson, Superman se bătea cu coronavirusul. Nu, astea, într-adevăr, trebuie reglementate, trebuie bine organizate. Nu cred că se vor înghesui românii din diaspora la vot într-o asemenea măsură, mai ales acum în condițiile astea și de pandemie și în condițiile în care s-au pierdut locuri de muncă. Oricum, foarte mulți români din diaspora s-au întors și vor vota acasă, pentru că s-au închis diverse afaceri, s-au speriat în momentul de stare de urgență și au venit repede în țară, deoarece toți românii ăștia au plecat, deși mulți au acolo case, sunt de foarte multă vreme, ei consideră totuși România acasă. Și atunci când a fost primul pericol ăla în starea de urgență, au văzut că se închid granițele, se închid, ei au reușit cumva, s-au grăbit să ajungă acasă, în România. Și mulți dintre ei au rămas. Vorbim în fiecare zi despre diverse chestiuni influențate de acest fenomen. Așa că nu cred că vor fi niște coze acolo spectaculoase, odată pentru că nu mai sunt atât de mulți români, a doua oară pentru că nu se înghesuie nici aia care sunt. Într-adevăr, avem niște sisteme în momentul ăsta de vot prin corespondență care nu sunt foarte bine puse la punct, nu sunt foarte bine. Poate chestia asta cu votul online se va reglementa în momentul în care fiecare cetățean al planetei, știu eu, va avea o identitate online, nu știu, va avea un mail anonim, un mail, scuze, public, care va fi identitatea lui online, iar când va vrea să navigheze anonim, va fi o altă poveste. Dar în alte țări se poate, Mihai. Alte țări n-au pornit cu un deficit de licențe de Windows, cum aveam noi în momentul în care a început guvernul să cumpere de la Microsoft prin 3-4 firme. E normal, alte țări n-au avut 50 de ani de comunism în spate, care încă ne mai influențează și acum la 30 de ani de când nu mai este comunism. Se va rezolva și la noi, dar nu e rezolvată în țări mult mai bogate sau mult mai dezvoltate decât România, așa că nu e o tragedie faptul că nu avem votul ăsta online. Ar fi bun dacă ar exista, dar sunt soluții cu plus și minus la votul online. Sunt păreri pro, sunt păreri contra. Într-adevăr, ar fi mai simplu să dea omul de buton, însă trebuie să ne adaptăm și realităților de la noi. În momentul de față sunt discuții că se dă un, știu eu, orez, ulei, ce să mai dă prin pungile alea pe la țară, pentru ca omul să promită că votează cu un anumit partid. În momentul în care va exista vot online, că acum situația de față, omul poate să mintă, poate să nu mintă, și în momentul în care ajunge la vot, votează cum îl taie pe el capul. La votul online, deja omul ia uleiul și punga de orez și dă tokenul și îl aduce candidatul peste trebuie să mergem zile. În publicitate, tragem concluziile imediat, în 2-3 minute revenim. Iarnă și despre faptul că nu își doresc să fie organizate secții de vot pe teritoriul acestor anumitor țări din Uniunea Europeană. Însă, pe final, vreau să vorbim puțin despre interesul nostru a românilor pentru alegeri și nu parlamentare, ci locale. Mai sunt 2 săptămâni. Mihai Belu, cum vezi că arată lucrurile astăzi, când discutăm acum? Este un interes major pentru alegerile locale. Din partea politicienilor. Și din partea populației este un interes major. Pentru că tot timpul alegerile parlamentare a fost o mai mare implicare a populației în povestea asta. Sunt două tipuri de alegeri în România unde e implicare, unde e o emoție.
alegerile prezidențiale, pentru că oamenii consideră că e șeful statului și trebuie să voteze și încearcă să voteze și de-aia sunt prezențe mari, și alegerile locale, pentru că sunt și foarte mulți candidați. Sunt candidați la Consiliul Local, candidați la Consiliul General, candidați la primărie, candidați la președinția Consiliului Județean, cum e și în București, cu Consiliul General, cu primarul, primarul de sector. Adică e o sumă foarte mare de candidați, da, care sunt implicați. Un interes care se concretizează până la vot sau rămâne doar la nivelul de debate, de discuție? Se va concretiza și la vot, pentru că este vorba de ăla care pune gardul viu, ăla care dă apa caldă, adică sunt probleme generale ale cetățenilor de care se lovesc în secunda 2 la alegerile locale. Și acum iau și povestea asta. Nu ne-a luat tablete. A rezolvat, s-a implicat, că dacă primarul, știu eu, e unul de la care doar pune frunze și flori pe mijlocul drumului și copiii n-au dezinfectat în școală, e o problemă, e că oamenii sunt direct afectați. De asta spun eu că vor fi niște alegeri la care participarea, fie ea și pe vremea pandemiei, va fi una numeroasă. Adică s-ar putea să fie mai mică decât la ultimele alegeri locale, dar totuși va fi numeroasă, va fi mai mare decât, spre exemplu, participarea la alegerile generale. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Mihai Belu, mulțumesc pentru prezență. Cu mare drag te mai aștept în platoul B1 TV. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimațele spectatori. Ne revedem mâine dimineață la ora 8. Vă aștept cu știrile B1 TV. Numai bine!